Craiova și Steaua București din cadrul sferturilor de finale ale Cupei României. L-aveți alături de dumneavoastră pe antrenorul principal al Universității Craiova, domnul Emil Sandoi. Domnule Emil Sandoi, aveți cuvântul. Bună seara, în primul rând. Nu știu, cred că a fost un joc disputat astăzi. E adevărat, cu o primă repriză în care Steaua a avut un plus de posesie și câteva ocazii prin Stanciu, de două ori, dacă nu mă înșel, prin Rusescu. Este adevărat că în prima repriză, chiar dacă jocul nostru a lăsat de dorit, am avut și noi câteva oportunități prin Băluță Bauab, cred că a fost o dublă ocazie acolo. Brandania, la fel, a avut o lovitură cu capul, Frăsinescu a trecut puțin pe lângă, dar cu a doua repriză mult mai echilibrată, în care cred că în prima parte a celei de-a doua reprize, până în momentul în care am primit golul, cred că noi am fost echipa care a dominat jocul și care și-a creat mai multe ocazii. Pentru că am avut oportunități de a marca, am avut și prin Bauab, o ocazie destul de clară. După aceea am mai avut prin Izvoranu, dacă nu mă înșel, iar la fel Matson. Deci am avut câteva situații și am reușit să împingem jocul în jumătatea de teren adversă. Adevărat, și noi am făcut o modificare la pauză. A intrat Hergelegiu. După cum vă spuneam, am reușit să împingem jocul, să punem mult mai multe probleme decât pusesem în prima repriză. Cum e adevărat, odată cu primirea golului, poate jocul nostru n-a mai fost atât de coerent, dar, în orice caz, am încercat să punem presiune și cred că am jucat de la egal la egal cu Steaua. Este o înfrângere tristă pentru noi. Nu vreau să mă întrebați de arbitraj, pentru că nu pot să comentez. Sunt persoane în măsură care să judece ce s-a întâmplat la faza respectivă. Aș vrea să mulțumesc în rândul lui Sorin Cârțu, a mea, a întreg grupului pe care îl avem. Eu cred că s-a reușit formarea unei echipe aici, în adevăratul sens al cuvântului. Știam cu toții că astăzi întâlnim încă o dată echipa care domină fotbalul românesc de câțiva ani încoace, foarte mulți internaționali. După cum vă spuneam, și nouă ne-au lipsit foarte mulți jucători la jocul de astăzi, pentru că și noi am avut o jumătate de echipă care ne-a lipsit. Dar vreau să îi felicit pe băieți pentru tăria de caracter de care au dat dovadă, pentru dorința de a merge mai departe în Cupa României. Dar, din păcate, n-am reușit asta. Odată și odată trebuia să vină și o înfrângere. Așa este în fotbal. Nu putem noi să câștigăm toate meciurile. Ne pare rău că s-a întâmplat astăzi, pentru că o calificare în semifinalele Cupei contra Stelei ar fi însemnat fantastic de mult pentru noi. Dar mai rămâne ultima etapă din acest tur la CFR Cluj, unde și acolo ne propunem să obținem un rezultat bun. Iar la fel vreau să felicit acest public minunat care a demonstrat încă o dată că, indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren, sunt trup și suflet alături de această echipă din primul minut și până în ultimul minut de joc. Le mulțumim! Eu cred că până la urmă a fost un joc echilibrat și cred că balanța ar fi putut să se încline și în favoarea noastră. Pentru că, exact cum spuneam, dacă în prima repriză jocul nostru per ansamblu a lăsat de dorit, în repriza a doua cred că am jucat de la egal la egal cu Steaua și poate chiar am fost un plus peste ei în unele momente.
Am văzut că jucătorii se și fereau să nu cadă din cauza terenului în momentul în care primeau mingea. Să fie și ăsta, nu știu, un motiv. Da, nu știu exact. Se fereau în ce sens? Se fereau să nu se accidenteze, la asta mă refer. Nu, cred că până la urmă suprafața de joc a fost una ok pentru condițiile atmosferice care au fost în ultimele zile la Craiova și cred că nu numai la Craiova, în toată țara. Ați văzut jocul de la Pitești între Dacia Mioveni și CFR Cluj, în ce condiții s-a jucat. Deci cred că a fost ok. E adevărat că pe parcursul jocului a mai creat probleme. Eu știu, au fost câteva situații în care prelori simple din cauza terenului au fost ratate de unii dintre jucători. Dar asta sunt condițiile, ce să facem până la urmă. Credeți că Steaua a subapreciat oarecum valoarea Craiovei, gândindu-ne la faptul că au rămas 5 jucători de bază la București, iar meciul de astăzi a început cu mai multe rezerve, abia în partea a doua, băgat. Păi nu, dar să vă spun ceva, deci din câte știm noi, jucătorii care n-au fost folosiți astăzi, marea majoritate dintre ei au avut probleme medicale. Deci până la urmă, vă spun sincer, și nouă ne-a lipsit o jumătate de echipă. Deci cred că din punctul ăsta de vedere am fost egali. Nici noi n-am putut să contăm pentru jucători deosebit de importanți, pe jucători deosebit de importanți pentru noi. Pentru că uitați-vă totuși câte jocuri și ce evoluții au avut până în momentul de față și AK și Achim, iar la fel și Rocea, chiar Curelea. Deci și noi am avut mulți jucători care ne-au lipsit. Poate dacă aveam acei jucători, poate și noi abordam altfel partida de astăzi. Deci până la urmă, nu cred că Steaua a desconsiderat jocul de astăzi sau ne-a desconsiderat pe noi, în niciun caz. Dar, mai sunt, o să mai fie și meciurile din returul campionatului împotriva Stelei. Vom vedea la vremea respectivă ce se va întâmpla. I-ați reproșat ceva lui Bălgrădean? Păi, nu putem să-i reproșăm ceva lui Bălgrădean. Acum trebuie să vedem și noi fazele, pentru că ați văzut în timpul jocului totul se derulează foarte rapid. De asta nu ne pronunțăm, nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Nu știu dacă există contact. Cred că până la urmă asistentul i-a semnalizat lui Tudor, cred. Erați pregătiți și pentru penalti? Eram pregătiți pentru orice. Și totuși Tudor a fost cel care a făcut diferența? Nu pot să fac astfel de afirmații, v-am spus. Nu. N-ar fi bine pentru noi ca grupare, chiar dacă ar fi fost așa să facă unul dintre antrenori astfel de afirmații. Adică este dureros, bănuiesc că și publicul poate ar fi plecat mult mai împăcat dacă ar fi fost o victorie clară, nu? Așa, a fost o victorie până la urmă, Steaua merge mai departe, îi felicităm, le urăm baftă în cupele europene în continuare, o să ținem cu ei, o să fim alături de ei joi când o să joace cu Dinamo Kiev, dar până la urmă, eu știu, probabil că publicul a plecat nemulțumit că diferența a fost făcută dintr-o lovitură de la 11 metri. Vă rămâne acum să vă concentrați mai mult pe campionat. Până la urmă e și o parte, să zicem, așa mai bună, că nu sunteți în două părți. Da, până la urmă, vă spun sincer, trebuia să vină o înfrângere odată și odată. Pentru că ar fi fost anormal să nu vină o înfrângere odată și odată. Ne pare rău că s-a întâmplat acum, dar trebuie să trecem peste momentul ăsta. Campionatul este lung, suntem în campionat într-o poziție bună în momentul de față și ar fi păcat să nu profităm în continuare de poziția în care suntem. Cât contează această înfrângere cu Steaua privind strategia de transferuri din iarnă? Aveați în plan să aduceți mai mulți jucători dacă rămânea și în cupă?
vă dați seama că suntem la cald acum, chiar mi-e greu să vă dau un răspuns la întrebarea asta. Noi am stabilit încă din momentul în care am venit la echipă, Sorin Cârțu și cu mine, am stabilit ca până la încheierea turului să evaluăm potențialul fiecărui jucător, să vedem în ce poziție suntem în campionat, în Cupa României și în funcție de asta să luăm unele decizii. Deci, probabil că după jocul de la CFR Cluj ne vom întâlni și vom stabili o strategie pentru returul campionatului. Dar, în momentul de față, vă dați seama că ne interesează, în primul rând, jocul pe care îl avem la Cluj cu CFR. Un pronostic pentru jocul de la CFR? Ne propunem să aducem puncte de acolo, așa cum ne-am propus la toate celelalte jocuri de campionat până acum. La celelalte am reușit. E un avantaj pentru ei că i-au jucat mulți. Bun, este un avantaj pentru că ai mult mai multe zile la dispoziție pentru refacere. Noi, în afară de accidentările pe care le mai avem, încă un jucător suspendat. Este vorba despre Matson. Iar va trebui să mai facem unele modificări în primul 11, dar sperăm să ne descurcăm și acolo. Mulțumim!